Cine sunteți? Moșnen de lângă Târgoviște. Mergem la Iancu de Hunedoara. Vrem să ne iau oastea lui. Am să vă duc la capitanul lui Iancu. Să hotărască el. Iancu de Hunedoara a murit. Odată cu el și ajutorul promis. Nu mai am de așteptat nimic de la nimeni. Împrejurările sunt însă prielnice, Mânzila. Nici regele, nici sultanul nu au acum vreme de țara românească. Te-am urmat cu credință de când erai copil. Poruncește. Aleargă în sate. Spune-le că a sosit ceasul să se adune toți lângă hotarul țării românești. Să vină numai aceea pentru care libertatea mea de preț decât viața. Judecând după răscoalele de astă iarnă, aș putea să adun toată Transilvania. 3000 de români sunt de ajuns. Cine l-a ucis? Eu, Maria ta. Erați cumva înțeleși? Singur am făcut-o. Ți-am netezit calea spre scaunul țării. Să fie îngropat cu cinstea cuvenită unui domn. Iar el să piară de surița cu care a ucis. De ce, Maria ta? Dacă nu o făceam eu, ai și făcut-o tu. Eu nu-i jurasem credință. Dezlegați-i! Nu mai strigi nimic? M-am să strig. Se bat coconii pribegi să se cațe în scaun și țara se duce de râpă. Ca urmaș al marelui Mircea, ar trebui să știe asta. Dați-i sabia. Ai purtat-o cu cinste. Să jurăm credință Măriei sale! Spuneți-mi, boieri,
Câți domni au șezut în acest scaun de când a murit bunicul meu Mircea? 6. 7, 8. Mai mulți, Maria ta. 10. Nici voi nu-i meșteți. I-ați azmoțit pe unii împotriva altora. I-ați îndemnat să caute peste hotare ajutorul atât de scump plătit al străinilor. Eu, Mircea Voievod, domna toată țara Ungovlahiei și al părților de peste munți, încă și spre părțile tătărești și herțeg al Amlașului și Făgărașului și domn al Banatului de Severin și de amândouă părțile peste toată Podunavia până la Marea cea Mare și al cetății Dârstorului singur stăpânitor. Ce s-a făcut cu moștenirea lui? Unde-s părțile de peste munți? Unde-i Amlașul și Făgărașul? Unde-i Marea cea Mare? Nici 50 de ani au trecut de atunci. Și domnii sunt vasalii regelui Ungariei și tributarii lui Mahomet. Slugă la doi stăpâni! Asta a ajuns țara de pe urma dezbinelor voastre zmintite! Și măria ta ai venit în țară să-l ucizi pe domn și să iei locul. Țara e umbra celei care a fost. Când am trecut munții, n-am venit împotriva unei țări, ci împotriva unei umbre. Și nu ca să ucid un domn, ci umbra unei umbre. Domnii au fost nevolnici. Voi ați domnit după moartea lui Mircea! Voi ați schimbat pe domni! N-au știut să vă taie la vreme. Fă o măria ta. Na. N-am să vă judec acum. Prea multe capete ar însemna să cadă. Un singur lucru vă cer. Voi ați adus țara acolo unde este? Voi s-o duceți unde se cuvine să fie. S-o duce, măria ta. Ce poruncești? Deschideți porțile temnițelor. Condamnați la moarte să-și recapete viața. Cei închiși libertatea. Să fie iertate tuturor greșelile de până azi. Oricare ar fi ele. De azi înainte însă. Tâlhăriile de tot felul. Silniciile. Minciuna. Vânzarea de țară se vor pedepsi cu capul. Că ierți măria ta, e bine, așa se obișnuiește la început de domnie. Dar după aia, nu ești prea aspru? Aspru? De ce aspru? Să știe toată suflarea ce-i cer și ce-o așteaptă. Fiecare om să fie propriul său judecător. Să hotărască singur dacă rămâne sau pleacă dintre oameni. Și cum va hotărâi el, așa să fie. Ce poate fi mai drept decât asta? Așa se cade. Așa e bine, e drept. Și ce mai poruncești, măria ta? O dregătorie nouă. Armășia. Să vegheze la împlinirea poruncilor domnești. Și altceva? Astăzi atât. Prea bine, măria ta. Să se facă. Dacă asta ți-e voia. Și cine o să aibă cinstea să fie armaș? Peste ce să vegheze? Când peste toate veghează dregătorii și sfatul țării. Nu ei sunt în mâinile mării tale. Măria ta ești în mâinile lor. Asupra lor nu trebuie să vegheze nimeni? Peste dregători? Peste sfat? Nimeni n-a înțeles așa. Știu. Nu vreau să văd țara prin ochii lor, ci să o cunosc așa cum este. N-am decât două mâini, doi ochi. Și mi-ar trebui 1000. 1000 de ochi buni se strâng cu greu, măria ta. Ia 300 din călăreții cu care am venit. Adună toți oamenii de ispravă pe care știi. Împânzește cu ei târgurile, satele, drumurile. Nimic să nu se petreacă în țară fără ca eu să aflu de îndată. Boierii n-au să primească pe moșiile lor.
Ei pot ridica steagurile să-mi stea împotrivă. Eu cu ce să-i înfrunt? Cu oastea domnească. Oastea domnească se alcătuiește tot din oamenii boierilor. Nu se află o altă oaste domnească. N-ai văzut-o cu ochii tăi? N-ai avut și tu o funie de gât? Crezi că am venit să mă joc de domnia? Ți-am pus în mână o sabie. Mânuiește-o. Dar bagă bine de seamă. Are două tăișuri. Dacă ești om de ispravă, n-ai te teme. Dacă nu, capul tău va cădea cel din tâi. Prea multe lucruri ciudate într-o singură zi. Dar parcă unul le-a pus capăt la toate. Am plecat la luptă cu un domn și ne-am întors cu un altul, pe care nu l-a vrut nimeni. Nici nu s-a suit bine în scaun. Și aș început să dea cu oiștea în toate gardurile. Face și el ca mânzul pus în ham prima dată. Zvârle, nechează, saltă în două picioare. O să-l mai țin o vreme. Dar se deprinde el și cu hamurile, și cu căruța, și cu vizitii. Poți la drumul mare. Au apucat să ne fure câteva baloturi. Și straja ce-a păzit? Ce păzește și acum. Trebuia să dublăm străjile. Aici toate drumurile sunt nesigure. A furisită țara. În ce astea căută măria ta? Nu tu m-ai învățat când eram copil să ies odată cu zorii, să văd cum se trezește firea și țara? Cu noaptea în cap, singur fără strajă, fără să spui la nimeni măria ta, când știi că pe aici primești le pândesc la tot pasul. Ce vrei să fac în zile dacă așa a poruncit domnul țării? Era să nu-l ascult tocmai eu? Unde sunt dregătorii? Vin către prânz, măriat. Ce că așa e obiceiul. Obiceiul? Ia straja de palat și du-te după ei! Trei neguțători sași din Brașov vor să se înfățișeze mării tale. Așteaptă în cancelare. Ești lingustor sau căpetene de oști? Drumurile sunt nesigure, măria ta. Bântuie tot felul de oameni fără căpătâi. Ziua cerșește și noaptea fură. Astă noapte ne-a ucis un slujitor și ne-au furat valuri turcești și postavuri scumpe. Patru baloturi, măria ta. Scotociți târgoviștea și împrejurimile. Prindeți tâlharii. O să primiți înapoi tot ce vi s-a furat. Veți duce negustorilor din Brașov o scrisoare de întărire a privilegiilor.
Să puteți trece mai departe nestingheriți prin țara românească, spre târgurile de la Dunăre. La fel și negustorii noștri, la Brașov sau spre alte meleaguri. Țara trebuie să crească într-un an cât în 10 ca să intre în rândul lumii. Și voi veniți către prânz? Tihna voastră întâi și restul pe urmă! Nu țara voastră, boieri. Voi sunteți ai țării. Și eu, tot al țării sunt. Se spune Ladislau al Ungariei, nu Ungaria lui Ladislau. Cazimir al Poloniei, nu Polonia lui Cazimir. Dacă n-ar fi așa, țările ar pieri odată cu domnii. Și cu boierii. Ce-i, Mariata? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. E o zi de lucru ca oricare alta. Vreau să luăm pe rând treburile țării, să vedem ce-i de făcut și să facem. Turcii pradă lângă Giurgiu, Mariata. Acolo încă nu s-a ajuns la o înțelegere asupra hotarelor raiale. Așa au început toate prădăciunile în anii din urmă, de la Giurgiu, și s-au întins pe toată valea Dunării până la Brăila. Trebuie să le punem stabil într-un fel. Strângeți 2000 de călăreți la jumătatea drumului dintre Buzău și Brăila. Domol cu călăreții, Mariata. Nu de război avem trebuință. Plânge-te sultanului când ai să-i duci tributul, așa cum a hotărât el și regile Ungariei în 1453, când s-a făcut pacea. Tățele, băieri! Cine cui poruncește aici? Voi mie sau vouă? Să se bată ungurii cu turcii cât vor. Să facă și pace dacă vor. Dar nu-mi paguba noastră. Cine erau boierii din satul țării în 1453? Și dintre noi și alții. Numărați-vă bine cei care erați atunci și voi să vedeți. Nu eu, nu țara. Nu-mi cereți mie să vă duc tributul. Sunt domnul țării românești, nu cărăușul neputinței voastre. De-o fi să se strice pacea din pricina măriei tale, și regele și sultanul vor veni peste noi. Țara n-are putere să le stea împotrivă. Cum să mai aibă putere dacă ați mărunțit într-o sută de țărișoare? Fiecare din voi se crede domn pe moșia lui. Fiecare face cum îl taie capul. Într-o țară ca asta, sufli ca într-o lumânare. Slobade, măria ta, mai repede oastea cu care ai venit. Că umblă călăreții creangă și strică liniștea târgului. Nu. Călăreții au să rămână aici, în cetatea de Scaun, tot timpul sub arme. Ei vor fi prima oaste de meseria țării. Ce ne trebuie o astfel de oaste, măria ta? Steagurile boierești, oștirea cea mare a țării, n-ajung? Nu mai ajung. Spahii și enicerii sunt oșteni de meserie. Puterea cea mare a turcilor din asta se trage. Ungurii au și eu astfel de oaste. Oștenii de meserie alcătuiesc astăzi miezul de fier al oștirilor. Ei hotărăsc soarta războiului. Țara-i săracă. Voi sunteți bogați. Dați oștirii cele de trebuință. De bunăvoie. Altfel am să o trimit pe moșiile voastre. Să-și ia singură. Țara e săracă. Sub Mircea nu era. Cum se face ca sărăcii de atunci? Nu vreau să mai fie săraci în țara mea. Să începem prin a da pinte negoțului și meșteșugurilor de tot felul. Că ele sunt izvor de bogăție pentru țară. Și meșteșugurile și negoțul nostru sunt amorțite. N-au vlagă. De ce? Cum? Nu știți? De azi înainte, neguțătorii și meșteșugarii nu vor avea de dat socoteală decât în fața domniei. Cei de pe moșiile boierești au să dea socoteală boierilor. Moșiile boierilor nu sunt și ele în țara românească? Există o lege a pământului, măria ta. Pământul e același pentru toți. Ne hrănește, ne rabdă și ne acoperă.
E singura lege pe care o cunoaște pământul. Nu-i bine ce faci, Maria ta. Boierii sunt temelia țării. Se clatină temelia, se clatină țara. Tot ce am hotărât astăzi este spre binele țării. Dacă binele țării nu ești al vostru, spuneți-mi. Să știu ce am de făcut. Pentru astăzi ajunge. Mâine, la primul ceas, să fiți iarăși aici. Nu vă jucați cu focul, boieri. Din suflet, vă rog. Nu vă jucați. Cal sălbatic, nu mânz, cum spuneați. Dacă îl lăsăm, o să facă praf hamurile și țăndă-l căruța. Când ajungi în Transilvania, du-te la el și fă ce ți-am spus. În mare taină. Da, Maria ta. Tâlhăriile s-au înmulțit în Târgoviște și în satele din împrejurimi. Pe unii am prins și le-am tăiat capetele. Alții au fost spânzurați. Dar pe mulți nu i-am dibuit încă, Maria ta. După pedepsele de azi o să le piară pofta. Le-a intrat frica în oase. Nici urmă de spaimă. De azi dimineață toți drențe roșii. Toți oamenii fără căpătei sunt veseli foarte. Beau în sănătatea Măriei tale și cântă cântece porcoase. Împlinirea dreptății a ajuns să semene cu un bâlci. Să alegem doar câteva pedepse. Care? Și cum? Toate au același cusur. Deșteaptă cruzimea, nu cinstă în oameni. O pedeapsă care nu întruchipează izbânda binelui, pe care nu află toți și nu învață cei de învățat dintr-însa, nu-și are rostul. Și ce poruncești, Maria ta? Să-mi prinzi toți tâlharii din țară. Nu cred să fie cu putință, Maria ta. Mulți au luat obiceiul să se tragă pe moșiile boierești când se văd încolțiți. Acolo n-avem încă nicio putere. Iar boierii? Era mai bine să-i tai, Maria ta. Trecem prin pasul Bran. Trecem prin Bran. Asigurați spatele convoi. Cum e? Toate patru neatinse. Nu credeam să-i mai văd vreodată înapoi. Pornim! Porniți! Hai! Și altfel să nu faceți decât așa cum am spus. Să fie de toate, din belșug. Nimic să nu lipsească un ospăț domnesc. Și să fie poftiți cu toții. Poftiți? Poftiți, domniile voastre. Intrați! Poftiți! Să bem pentru Maria sa! Trăiască Dracula, tartorul cerșetorilor! Thank you.
ce mă dai afară? Nu vreau, vreau să mă ajut să joc și eu! Repet, nu, 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 fac mâna de mine! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Hoților, călăilor! Lăsați-mă! Ajutor! Ajutor! Țăriți! Repetă-mă, pulea! Nu te mă dați mă dați mă dați mă dați mă Nu a mai rămas beteci adevărați înăuntru? Niciunul. Cum ai poruncit, Maria ta? Atunci împlinește lucrarea. Am înțeles, Maria ta. Mii de călăreți se află strânși între Buzău și Brăila și așteaptă porunca Măriei tale. Să ne trăiești într-un mulțumim pentru milostenie. Dumnezeu să te țină, Măria ta. Ne rugăm pentru sănătatea Măriei tale. Drumurile Târgoviște sunt bine păzite? Drumurile, da, Maria ta, cum ai poruncit. Târgoviștea, în schimb, a rămas fără pază. Poate nu trebuia să pornești cu toată călărimea tocmai la Brăila și să lași Târgoviștea pe mâna boierilor. N-ai încredere în boieri? Nu. Dumnezeu să ne ajute. Sau dracu. Vedeți-vă de treabă. Fierbe, fierbe. Dar ce faceți aici? Ciorbă de carne, Maria ta. Arunc spuma, că altfel se pierde gustul ferturii. Sunt vremuri când și drojdea unui neam dă să se ridice deasupra. Și dacă nu ați vâle nimeni, vlăguiește puterile neamului și îi tulbură chipul. Pentru drojdea asta n-ajunge o lingură, Măria ta. Eu am să o las să se ridice. Am să o ajut chiar. Dar nu unde vrea ea, ci unde-i se cuvine. Ștefan! Mă bucur că m-ai chemat. Cu cine ne batem? Cu Petru Aron. Dar numai tu. Până să prindă de veste să fii la Suceava, în scaunul Moldovei. Ia-ți-o astea. Pentru tine am strâns-o. Țara de jos mă vrea, domn. Știu. Caută mai întâi să faci liniște și rânduială în țară, ca să poți avea la hotare pacea pe care o vrei. Ceva s-a schimbat odată cu căderea Constantinopolului.
Suntem prinși ca într-un clește între sultan și regele Ungariei. Când vor să cucerească, să asuprească, să ia ce nu e a lor, între creștini și păgâni, nu nicio deosebire. Curând fiecare din ei va încerca să ne supună cu zâmbetul pe buze, zicând că vrea să ne apere de celălalt. Va fi o luptă crâncenă. O să dureze poate sute de ani. Niciun zid nu va putea să ne apere. Metrezele rezistenței noastre trebuie să fie lăuntrice. În fiecare din noi. Cu asta am isprăvit. Eu nu. Mi-ai vorbit ca unui domn. Am să-ți răspund ca un domn. De regele Ungariei mă apără munții. Am salvat de cetăți. Hotinul, Orheiul, Tighina, Soroca, Cetatea Albă, care veghează și mă apără de nevălirile tătarilor. Moldova e îmbrăcată într-o armură. Lipsește o singură za. Chilia. Acum e a ta. O vreau înapoi. Fără chilie, inima țării în bătaia lui Mahomed. Cetatea mea doar cu numele. După moartea lui Iancu, regele Ungariei a scos de acolo pe oștenii lui. A pus în loc garnizoana maghiară. Dacă ți-o înapoiez, îi dau regelui pricine de război și nu sunt pregătit. Încă. Am să o iau cu sabia. Nici tu nu ești pregătit. Să pândim o împrejurare prielnică și să facem să se creadă că ne batem noi doi. Așa, nu o să se supere nimeni. Ba dimpotrivă. S-au răsculat boierii. Vor domn pe unul de lor. Făgăduiesc sultanului Harac îndoi dacă le sprijină alegerea. Le-am cerut călăreți să le slăbesc cu astea, nu ca să pornesc împotriva turcilor. Acum înțelegeți? N-am vrut să pierd pe nimeni. Dumnezeu mi-e martor. Eu ales. Mă duc să-mi privesc ogorul. Ce se petrece aici? Ce vezi? Govora e mănăstire domnească. Cine a cutezat să atingă de ea? Eu. Și odată cu mine toți dregătorii cei mari ai țării. Am tras sabia pentru apărarea privilegiilor boierești. Îl vrem pe Albu, domn. O să plătiți cu capul. Hai! Drăgulea n-are cum să ajungă aici mai înainte de 3 zile. Și în 3 zile noi vom fi de 10 ori mai mulți. Mai sunt și cei 2000 de călăreți ai noștri care sunt cu el. Când vor vedea ce se petrece, iute întorc săbiile și strigă rânduiala de luptă. Acum pricepeți de ce i-am dat? Ca să aibă cine să-l piardă. Drăculea! Vine Drăculea! Dă-te-mă la o parte. Stai. Pula. Pula.
fără de lege. Apără-ne, președinte. Suntem în Sfânta Biserică, Maria ta. Să fi venit la Sfânta Biserică înainte, nu după! Să nu ucizi! Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Călăuzește-i sufletul spre calea cea dreaptă. Eu trebuie să duc țara pe calea cea dreaptă. De suflete să aibă grijă sfinția ta. Ele cad în seama fiecărui păstor. Fiecare păstor cu fluierul lui. Din fluierul Mariei tale iese un sunet păgân. Să nu furi! Să nu ucizi! Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu râfnești la cea lui, dacă vrei să-ți meargă bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Sună sau nu sună așa poruncile sfinte? Le-ai învățat, Maria ta, dar nu le-ai înțeles. Am făcut vreodată altfel decât se spune. Am pedepsit vreodată pentru altă vină. Din fluierul sfinției tale e sunete păgâne când vrei să-i aperi pe nelegiuiți. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Și îndreptarea lui, știu. Dar dacă sunt porunci, porunci să fie. Ca să îndrept 10 păcătoși, trebuie să piară unul. Ca să îndrept 100, trebuie să piară 10. Să piară, slujind de pildă. Degeaba roși pe hoț să nu fure, pe uciga să nu ucidă. Rugămințile nu slujesc la nimic. Nu dragostea de Dumnezeu îi aduce pe oameni la biserică, ci teama de chinurile iadului. Și vrei, Maria ta, să le întruchipezi? Dacă veți asculta poruncile mele, 5 dintre voi vor birui 100. 100 vor goni 10.000. Și vor pieri vrășmașii de sabie înaintea voastră. Dacă nu le veți asculta, voi veni cu mânie și vă voi pedepsi înșeptit pentru păcatele voastre. Veți pieri din rândul popoarelor. Vă va înghiți pământul vrăjmașilor voștri. Și eu să aștept cu mine însă această pedeapsă care înseamnă pierirea țării. Mahomet de aproape. În fața lui țara trebuie să fie ca o sabie dintr-un oțel fără moarte. Săbile se călesc în foc, nu-mi vorbe sfinția ta. Nu alghienii. N-am altul la îndemână. Ridică-i în țeapă! Să-i vadă toată țara! Și să ia aminte! De azi înainte va fi singura pedeapsă! Țeapa este pentru ticăloșii cei mei de jos. Aici sunt și boieri, Maria ta. Da? Atunci bagă bine de seamă. Nu care cumva să-l așez pe dregător lângă meșteșugar, pe tâlhar lângă călugăr și pe boier să-l faci totul cu omul de rând. Dă-i fiecăruia țeapa cuvenită rangului său. Vreau să se vadă de departe că dreptatea mea e aceeași pentru toți! Roagă-l să-mi taie capul. E fratele meu. Și vrei să-l ai alături? Se poate. Într-un singur chip. Tu lângă el.
cum să alege altfel greul de nechina. Am făcut din fiecare propriul său judecător. Le-am pus cântarul dreptății în mâini. Nu-i vina mea că pentru unii el n-are decât un singur taler. Să se lege nempar dacă vor. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mărul putred le strică pe toate celelalte. Nu trebuie să șovăi. Nu trebuie să clipesc din ochi. Dacă am să o fac, se va duce totul de râpă. Doamne, de ce tocmai eu? Rostul tău e să-mi păzești somnul. Nu să mi-l tulburi. Am scăpat ca prin minune. Ai spus că vrei să-i întinzi o capcană. Și când cu am căzut cu toți în lațul lui. Uite la ce am ajuns. Fără averi și fără moșii. Numai cu hainele după noi. Eu am pierdut mai mult ca voi. Bine că mi-a rămas capul pe umeri. La ce mai folosește? Dan, un nepot al lui Mircea cel bătrân e aici în Transilvania. Pântește tronul. Mergem la el. Îi spunem că îl vrem domn, adunăm oaste și cu el în frunte ne întoarcem la Târgoviște. Și tot ce am pierdut va fi iar al nostru. Ba și mai mult. Pe cai. Trebuie să așezăm dregători noi. După datina, ar trebui să-i numesc eu. Aș mai putea să vă las pe voi să-i alegeți. N-am să fac niciuna, nici alta. Să se aleagă fiecare singur în cugetul său și să-și ia dregătoria pentru care se simte vrednic. Gândiți-vă însă bine pe cei ce se vor alege greșit. Am să-i apropii de cer. Și singuri ei vor fi vinovați. Vornic, Maria ta. Vistiernic, Maria ta. Logofet. Hai să scăpăm o dată din văgăuna asta. Ceau, bună, ceau. Cine sunteți? Voi cine sunteți? Oștenii lui Silaghi. Voi? Neguțător din țara românească. Ce aveți în care? Oțel. Păcat. Credeam că sunteți de-ai regelui. Dar ce aveți cu regele? Să plece Ladislau de pe tron. Corona regatului Ungariei se cuvine urmașilor lui Iancu de Hunedoara. Iancu ne-a dat faimă. Ne-a ridicat în ochii întregii creștinătăți. Urmașii lui să ne fie regi, nu un nevolnic. Silaghi a jurat să nu-și vâre sabia în teacă până când nu-l alungă pe rege și nu-l pune în loc pe fiul Iancu. Și o să fie așa cum vrea Silaghi. Pentru că în afară de grofii cei mari, toți suntem cu el. Să fie domnia ta. Am spus eu să nu fie. Treceți prin Brașov? Da, prin Brașov. Băgați de seamă, cei de acolo țin cu regele.
Brașovenii au oprit carele cu oțel. Pe necuțătorii au aruncat în temniță. De ce? Răscoala lui Silaghi a cuprins toată partea de jos a Transilvaniei. Dată fiind această stare de lucruri, nu putem înapoia mării sale Vlad carele cu oțel. Nici țara românească, nici domnul nostru nu au niciun amestec în răscoala lui Silaghi. N-ați făcut nimic să o împiedecați? Ca vasal al regelui Maria s-ar fi trebuit să intervină. Dacă n-a făcut-o, înseamnă că este de partea răsculaților. Bunurile celor ce se răscoală sau îi sprijină pe răsculați sunt confiscate de rege. Maria sa n-a făcut niciun legământ de vasalitate față de regele Ungariei. Iată o mărturie în plus că Maria sa este împotriva regelui. Nu noi susținem asta, ci înalții drăgători regali. Așadar, ca o dovadă a bunăvoinței noastre, îi vom elibera pe neguțători. Dar nu putem înapoia carele oricât am vrea. Regele n-ar socoti și pe noi răsculați. Cât privește pe boierii fugari pe care ni-i cere Maria sa, nu ne putem atinge de ei din aceleași motive. Fugind în Transilvania, ei se află sub ocrotirea regelui. De la rege trebuie să-i ceară Maria sa. Asta e recunoștința negustorilor din Brașov. Vor să ne silească să cumpărăm de la ei unelte și arme. Să le plătim de 10 ori mai scump decât dacă le-am plămădit cu mâinile noastre. De ce lovesc în negoțul nostru? Și prin el, în meșteșugurile de fier și oțel. Să le retragem privilegiile. Nu. Când ești nevoit să iei înapoi ce ai dat cu o mână, nu se cade să o faci decât cu cealaltă. Carele cu oțel nu valorează nici a suta parte din mărfurile pe care ne le-a oprit Dracula. Să-și ia carele și să ne dea mărfurile. De azi înainte nu veți mai trece prin vămile țării românești cu mărfuri care se găsesc și la noi în țară. Și nu veți mai trece oricâți, ci numai atâția câți negustori din țara domniei mele vor merge la Brașov sau pe acolo spre alte meleaguri. Oi, cai, ceară, blănuri și postavuri, ramă, cositor, argint și fier, toate se găsesc în țara românească. Ce le mai vindem turcilor? Fireturi din aur și argint? Dantele? Nu trebuia să-i opriți carele cu oțel. Dracula s-a purtat frumos cu noi. Mâinii care ți se întinde nu-i răspuns cu pumnul. Trebuia să le oprim. Drumul acesta leagă apusul de răsărit. Trece prin mâinile noastre, în mâinile noastre trebuie să rămână. Dacă îl împărțim, împărțim câștigul, bunăstarea, putere. Nu mai există niciun drum. Dracula ni l-a tăiat. L-a tăiat prost. Turcii ne vând voaluri, pietre scumpe, covoare, mătăsuri, lămâi, orez, mirodenii, un de lemn. Se găsește vreuna din mărfurile astea în țara românească? Cumpărați toate mărfurile turcești de la Dunăre. Umpleți depozitele. Dacă nu dăm mărfuri în schimb, pierdem din câștig. Ridicăm prețurile în apus și aruncăm vina pe Dracula. Spuneți tuturor pretutindeni unde veți merge că e un tiran, un diavol însetat de sânge. Că singura lui plăcere este să tragă în țeapă oameni nevinovați. Spuneți că benchetuiește la picioarele țepilor și se desfată văzând chinurile celor de sus. Spuneți că a dat foc săracilor în loc să-i miluiască. Spuneți că a măcelărit 300 de negustori brașoveni cu femeile și copiilor. Negustorii nu umblă pe drumuri cu femeile și copiii după ei, ca țiganii. Toți știu asta. Spuneți odată, de două ori, de 100 de ori. Și toți vor sfârși prin a crede, în frunte cu voi. Înfățișați-l ca pe un demon, ca pe un duh rău. Ridicați împotriva lui întreaga creștinătate. O negriți un om pe nedrept. Vreți să acoperiți o silnicie cu alta, mai mare. E loc destul pentru toți negustorii, și din Brașov, și din țara românească. Trimiteți carele cu oțel la Târgoviște. O solie să ceară scuze și toate să fie iar cum au fost. Aici e un război fără săbii și suliți. În orice război nu încape și noi și ei. Legea războiului e una, sau noi, sau ei. Și la Dunăre cum ajungem? Că nu ne dă voie să trecem decât atâția câți negustori din țara românească trec prin Brașov. Și trec puțini. Unul de-ai noștri să treacă și destul.
Acela va cumpăra pentru toți. Păi cum altfel? Drăculea, adică feciorul lui Dracu, cum îi spunea lui taică-su, Vlad Dracu. Era drac? Era om, mă. Om bun. Păi dacă era om bun, de ce îi zicea Dracu? Pentru că și-a târnat un balaur de gât. Ce balaur, bă, ce tot prostești, băiatul? Ăla era Dracon. Dragon? Așa îi zicea Maria sa. Îl căpătase de la nen și era semn de mare cinst. Tată! Ce vrei, bă, ce tot vrei? Era balaur Ornu. Era cum spune moștul, că a fost în straja domnească și știe el. La ce preț vând? La prețul la care vindem noi. Drumul e închis cu 7 lacăte. Numai sabia îl mai poate deschide. Să-l deschidem cu sabia. Noi? Nu. În cinstea majestății sale, regele Ungariei, care ne-a dat în folosință ducatul Amlașului și Făgărașului. Vivat! Vivat! Domnilor, mulțumesc regelui pentru sprijinul ce ni-l acordă să cuceresc scaunul țării românești, ce ca nepota lui Mircea de drept mi se cuvine. Voi aștepta cu răbdare ceasul prielnic. Ai acum toate cele cuvenite înaltului rang, Maria ta. Ți-ai ales și dregătorii. E o adevărată curte domnească. Doar un lucru mai lipsește. Țara. Dar va veni și ea. Până atunci, pentru orice trebuință vei avea, adresează-te bravilor negustori sași care vor sări să ți-o îndeplinească. Ce hotărăști, Maria ta? Cum facem să scoatem cât mai mult din ce ni s-a dat? Trebuie să adunăm oaste. Și asta cere cheltuială mare. N-ai auzit? De administrarea Amlașului și Făgărașului se vor ocupa negustorii sași. E voia regelui. Lasă-i pe ei să-și bată capul. Nouă să ne asigure cele necesare traiului zilnic. Și oști. Când va sosi ceasul. Și noi ce mai facem, Maria ta? Mergem la vânătoare. Iată până unde au împins cutezanța. Dar știm nici acel bătrân că regi străini dau ca răsplată pământ românesc unor vlăstare domnești pentru credința lor față de coroane străine. S-ar răsuci de 7 ori în mormânt. Să trimitem o solie la rege. Să-i cerem să alunge de la hotarele noastre pretendenții la scaunul țării. Ce-l tot amestecați pe rege? V-ați uitat în scrisurile din cancelarie? E vreo înțelegere între noi și rege care se lasă lui Amlașul și Făgărașul? Niciuna. Conjurați castelul.
Cam uite de picior vărul măriei tale. Țării. Unește-te cu cei din Târgoviște și izbește pe turci. Un sol de la Silaghi. Silaghi trimite vorba măriei tale că regele i-a cerut armistițiu. Se va judeca și pricina măriei tale cu brașovenii. Trimișii lor vor veni la Sighișoara. Să vină și ai măriei tale. Domnul Johannes Roydal, trimis al orașului Brașov. Trimiși țării românești. Mihai Silaghi, bandă Macov și capitan al cetății Belgrad. Excelența sa Albert, vicecancelar regal. Prepozit al episcopiei din Agria. Am expus pe larg într-o audiență particulară silniciile îndurate de bravi negustori ai Brașovului. Persecuțiile nemai întâlnite la care au fost supuși. Cruzimea lui Dracula a cutremurat creștinătatea. Dacă Mântuitorul însuși ar ieși în cale, l-ar răstigni pentru a doua oară. Dar despre câte le-au săvârșit negustorii împotriva țării românești, de ce nu suflă vorbă? Trebuiau să răspundă într-un fel persecuțiilor cu care i-a copleșit. La început le-a arătat înțelegere și bunăvoință. Ce-au căpătat pe urmă, au căutat cu lumânarea. Cunoaștem pricina. Nu e nevoie să o expuneți încă o dată. O știți de la brașoveni. Pe noi nu ne-a ascultat nimeni. Trimișii mei au vorbit pentru voi. În ceea ce vă privește, veți înapoia brașovenilor vechile privilegii. Le veți da înapoi toate mărfurile confiscate. La rândul nostru, îi obligăm să vă înapoieze carele cu oțel. Să fie pace. Amen. Vom respecta cu sfințenie acest armistițiu, dacă majestatea sa regele nu va da altă poruncă. Nu-i scălim. Mai întâi, să alunge pretendenții de la hotare. Să aibă și negustorii noștri la Brașov aceleași drepturi pe care le au brașovenii în țara românească. Fratele nostru Vlad are dreptate. Cele cerute de el vor asigura o pace trainică la hotarele Transilvaniei. Voia lui este și a mea. Sau facem cum cere, sau nu semnăm armistițiul. Și voi ce a zis?
Armistițiul e pe 3 luni. Voi pentru câte vreme le-ați înapoiat privilegiile? Tot pe 3 luni. Unde scrie? Unde? Vor crede că le-am dat înapoi pentru totdeauna. Eu vă trimis să-i scăriți un armistițiu și voi îi scăriți o pace? Pentru asta v-am ieșit înainte? Pentru asta l-am avut somn? Tu ce ai păzit? Mi-ai dat sabia, Maria ta. Dar nu și înțelepciunea care se cere într-o slujbă domnească. Sloboade-mă din dregătorie și pune pe altul mai vrednic. Dar ce-ți închipui că-i slujba țării? Un han în care intri când vrei și ieși când sănăzare? Aici nu cap întoarcere pentru nimeni. Nu există decât înainte sau sus. Știi tu unde. S-o pregătesc, Maria ta? Nu încă. Benedict de Boitor, trimisul regelui Ungariei. Ladislau a murit. Matias Corvin e rege al Ungariei. Îi dorim craiului Matias să dea măreție și strălucire poporului care l-a ales. Așa cum a făcut-o la vremea sa, Iancu de Hunedoara, gloriosul său tată. În ce ne privește, vom face totul pentru a netezi drumul unei păci trainice, drepte. Majestatea sa, ocrotitorul creștinătății, dorește ca Maria ta să depună cât mai curând la Buddha legământul de vasalitate. Majestatea sa abia s-a urcat pe tron. De ocrotit. N-a ocrotit încă pe nimeni. Sunt domnul unei țări care este și vrea să rămână liberă. Sunt aliat și frate de arme în fața primejdilor ce ne amenință deopotrivă. Dar nu vasal. Vasal n-am să fiu nimănui. Niciodată! Ziua pe cal, noaptea pe cal. Nu tu casă, nu tu masă. M-am săturat de slujba asta ca de mereacre. Cu toți dregătorii se întâmplă așa. Toți suntem obosiți. Nu s-ar spune că Maria sa ne cruță, nici că ne copleșește cu recunoștință. O să sfârșim în țeapă amândoi. Știu. Și te împaci cu gândul? N-am de ales. Întotdeauna se poate alege. O viață are omul. Ce vrei să spui? Nimic. Vom pieri amândoi înainte de a face o mișcare. Se poate și fără primejdie. Ne vor ucide ceilalți. Pe urmă. Boierii care nu vor război cu turcii sunt de partea noastră. Sunt mulți? Destui. Se vor întoarce și cei din Amlaș și Făgăraș de îndată ce le vom da de știre. Și ei știu să răsplătească. De ce nu fac ei asta? N-au cum. Straja-i toată vremea cu el. Pentru noi e mai ușor să-l găsim singur. Cred că cel mai bine ar fi când se roagă. Se roagă? Ceasul întregi, noaptea. Cum facem?
dimineața, boieri. Bine ați venit. Aruncați săbiile. Te-ai îngrijit de cele cuvenite? Cum ai poruncit, Maria ta. Vezi, nu-i mai lăsa să aștepte, ori fi și eu osteniți după o lucrare ca asta. Te-ai ales greșit, Vornicestan. Să nu mă mai trimiți nicăieri. Ce ai făcut cu turcii? Din vreo 10.000 nu știu câți au rămas, Maria ta. Pentru ce dregătorie te simți vrednic, Menzilă? Lasă-mă să te păzesc, Maria ta. Așa cum am făcut toată viața. Acum am strajă domnească. Straja îl apără pe domn. Dar pe Maria ta... Cine te apără? Degeaba plătește țara tribut. Să aibă liniște la Dunăre. Că tot n-are. Să nu-l mai plătim. Vor veni să-și ia singuri. Îi vom primi așa cum se cuvine. În țară s-au îndreptat lucrurile. De ce să primejduim totul cu un război care nu știm cum se va sfârși? Puterea lor e nemăsurată. Poate ar fi mai bine să ne cumpărăm libertatea. Mai ales că prețul e mic. Libertatea nu poate fi cumpărată. Spuneți că prețul e mic? Nu vă mai amăgiți. Va crește mereu pe nesimțite până într-o zi, când prețul libertății va fi libertatea însăși. Să ne ferească Dumnezeu de ziua aceea. Atunci va fi prea târziu. Slăvitul Mahomed, împărat al împăraților, rege al regilor, mare emir și mare sultan, îți poruncește să dai porții tributul pe care îl datorezi de 3 ani. Să mai adaugi 500 de copii pe an pentru oastea ienicerilor. Și mai poruncește slăvitul Padișah ca tu însuți, în semn de credință, să-i duci tributul la Adrianopole. De ce nu vă scoateți turbanele? Allah ne poruncește să nu ne descoperim capetele. Și mai ales în fața necredincioșilor. Și dacă s-ar porni acum un vânt năvraznic, v-ar smulge turbanele și ați rămâne cu țestele goale. Ar fi sau n-ar fi păcat? Ar fi, dar nu așa de mare. S-ar întâmpla fără voia noastră. Și vă lăsați domniile voastre în voia vântului să vă împingă sau nu un păcat, după cum bate el. Allah nu trebuie supărat nici cu voie, nici fără voie. Arbaș! Cum îndrăsniți să-mi aduceți o astfel de veste? Tăiați-le capul. Yunus Beg.
Îți mai aduce aminte de Vlad? Postul ăsta te cal tatălui meu? Am stat în preajma lui, stăpân al stăpânilor. Hai să mai stai. Unde sunt neguțătorii? E vremea prânzului. S-au dus să mănânce. Și mărfurile? Toate bogățiile astea. Le-au lăsat aici, fără nicio pază? Cine să le fure? Nimeni nu-i nebun să pui mâna. Să-i dea Dumnezeu sănătate Măriei sale, că mult bine a adus țării. De când nu s-a mai furat nimic? Păi să tot fie vreo 2 ani de când nu s-a mai urcat nimeni în țepile hoților. Cumplită pedeapsă. Slăvitul padișah, rege al regilor, mare emir și mare sultan, urează lui Vlad, voivod din care-i flac, domnie pașnică și îndelungată. Slăvitul padișah se bucură că l-ai scutit de osteneala de-i pedepsi el pe solii aceia netrebnici, care n-au știut să se poarte așa cum se cuvine. Am venit să-ți spun asta și să duc răspunsul la solia lor, dar mai înainte am pentru măria ta și o solie de taină. Catavolinos, pe vremuri la Egrigăz, în Anatolia, erai creștin? Atunci măria ta erai ostatic. Se cuvine oare să fiu judecat cu asprime pentru că am trecut la dreapta credință? Poate fi o credință mai dreaptă ca cea a strămoșilor tăi? Strămoșii mei au fost păgâni, măria ta. Credeau în zeul Olimpului. Ce-i oare Allah decât un Zeus rămas singur? Nu te schimba deloc, Catavolinos. Caz mereu în picioare, ca pisica. Numai de n-aș cădea în țepile mării tale. Allah să-ți ajute. Ce vrea Mahomet? Slăvitul padișah n-ar fi pretins tribut mării tale. Totul a fost hotărât de murat. A moștenit această stare de lucruri și n-are cum da înapoi. Nimic n-ar îndreptăți acest pas. Ce trebuie să fac pentru ca pasul să fie îndreptățit? Bunăvoința mării tale ar ajunge. Bunăvoință față de ce? Dă voie oștilor noastre să treacă spre Ungaria. Atât. Nici bani, nici oșteni, nici care de corvadă. Maria ta va deveni astfel prietenul slăvitului padișah. Prietenii nu plătesc haraci, măria ta. Hai, spune, spune! Totul trebuie să se petreacă în taină, cu iuțeala fulgerului. După ce va cădea Buda și Ungaria va deveni pașalâc, atunci nu vor mai fi pretendenți la domnie dincolo de munți. Țara va avea liniștea pe care o dorește. Față de atâtea binefaceri care nu costă nimic, răspunsul nu poate fi decât da. E bine, nu. Vrea măria ta să apere Ungaria? Nu, țara mea vreau să o apăr. Slăvitul padișah își va ține cuvântul. Știu, și-l va ține. Va cuceri Buda, va preface Ungaria în pașalâc. Ce va deveni atunci țara românească? O insulă într-o mare otomană. El nu va atinge, dar cei ce vor veni după... Cine vrea să fie stăpânul lumii nu poate lăsa nimic nestăpânit. Mahomet știe asta. El dă cu mâna clipe de față, dar ia cu cea a veacului care vine. Creștinătate e fărămițată, răscolită de pati împotrivnice. E ca o mare de nisip, purtată de vânturi. Împotriva ei se rostogolește o stâncă. Vremea ce vine este a stâncii. Mai curând sau mai târziu, umbra biruitoare a semilunii se va întinde pe întreg pământul. Săbiile vor hotărâ asta. Nu-i bine să te afli în calea stâncii,
care se rostogolește, Maria ta. Bagă de seamă, Catavolinos. Nu ești aici să-mi dai sfaturi. Țara va trebui să plătească tribut. Și încânduit. Mahomet a moștenit un tribut pe care n-avea de gând să-l ceară. E un tribut pe care n-am de gând să-l plătesc. Atunci să ne înțelegem măcar asupra hotarelor raiale Giurgiului, Maria ta. Să mergem până acolo și să hotărâm. Dacă nu, taim capul de pe acum, să nu mai bat drumul până la Constantinopol pentru asta. Dacă nu te dai prins, am să stai capul. Am să-l umplu cu câl și am să-l trimit la Istanbul. Crezi că vei fi răsplătit pentru asta? Nebunilor! Mahomet nu vă poate înălța mai sus decât pot eu. Bec, fugărite de gheauri. Deschideți porțile! Eu sunt acela. Ia-mă în cancelarea Măriei tale. Te pricepi? Am lucrat în cancelariile din Veneția și Milano. De ce n-ai rămas acolo? Nu pot sta multă vreme într-un loc. Din cancelaria mea nu pleacă nimeni când îi se năzare.
Vezi de drumul tău, omule. Dezlegați-l. În genunchi! Pofta lor de cotropire nu poate asupra decât pământul. Duce soștirea dincolo de apă. Vom trece raiele prin foc și sabie pe toată lungimea Dunării până la guri. Nu-l întărâta pe sultan mai mult decât se cuvine, măria ta. Altfel pârjolul va veni peste noi. N-avem de ales. Război va fi oricum. I-am dat țării un chip nou. L-am plămădit cu sudoare și sânge, dar lotul e încă moale. Numai vremea sau focul pot să-l întărească. Dintr-un foc oarecare va ieși un ulcior. Pârjolul va naște o stâncă. Unde-i Gheauru? Înaintează de-a lungul Dunării. Toți fug din calea lui. Ai visat, slugă nemernică. Vorbește. Țărmul Bosforului e plin de refugiați rege al regilor. Sunt mulți ca nisipul. Vor să treacă în Asia. Am să-i duc în bice de unde au fugit. Ridicați imediat asediul Corintului. Toate oștile înapoi la Stambul. Măria ta, Dan trece munții prin Bran cu oaste de lefegii. Steagurile de la hotare închid calea, dar nu-i poține piept multă vreme. Du-te și spune să se retragă încet. Să-l hărțuiască necontenit. În două zile voi fi acolo. Dacă se ivește prilejul și stă în putere, nu mă aștepta. Izbește-l. Pe Dan îl vreau viu. Și pe boierii lui. Dați-mi un hârleț. Sapă. Mâna unui domn nu trebuie să țină decât sceptrul și sabia. Cum ai fi apărat o țară de umilință? Să-și sape groapa până la capăt. Sobor de preot să-i facă slujbă. Să fie îngropat cu cinstea cuvenită. N-a știut să moară ca un domn. Măcar îngropăciunea să-i fie pe măsură. E totuși os din osul marelui Mircea. Iar ei să fie ridicați în jurul gropii, la înălțimile rangului lor. Fiecare domn să doarmă în ctitoria lui. Gheauru s-a retras cu astea dincolo de Dunăre. Singură o cara pe care ne-a adus-o mai stăruie în urma lui. Voi da creștinătății lovitura de moarte. 100.000 de războinici să se adune aici, ca Budan Pașa, cu 25 de treme, 150 de corăbi și 60.000 de luptători aici. Voi lovi țara românească și o voi transforma în pașaluc. După ea și Moldova. Atâta putere luminate, stăpâne, pentru două biete țărișoare. Singuri spahiile pot călca sub copitele cailor. Din Moldova și țara românească ostașii mei vor trece în Transilvania. Vor prinde oștile regelui din două părți și le vor spulbera. Voi preface și Transilvania în pașalăc. Cu asta vom fi în pragul iernii. Nu voi da drumul oștirii.
Voi erna sub arme, în Transilvania. Când zăpezile vor începe să se topească, o nouă armată se va îndrepta spre Belgrad. Trimite vorbă tătarilor, ca tot atunci să se năpustească și asupra Poloniei. Așa nu voi mai putea fi atacat nici din Polonia și nici din Italia. Acum, Buda este pierdută. După Buda, Viena. Mă voi ni apoi cu armatele de la Belgrad și vom porni împreună cu toată forța spre Roma. Voi transforma Vaticanul într-o imensă moschee. Papa cu toți cardinalii lui vor merge în urma calului meu îmbrăcați ca niște simpli derviși. Vrei să răstorni gândirea războiilor de câmp, așa cum la Constantinopol ai făcut cu cea a sediilor, Luceafăr între luceferi. Scoate-ți steagul verde al războiului sfânt. În toate moscheile să se facă rugăciuni pentru Allah. Slăvit fie numele. Să-mi dea putere și biruință. Și spuneți-i Pape Pius al II-lea că noi nu vrem să fugim din calea sălbăticiei lor, ci cu orice chip dorim a ne lupta cu dânsii. Suntem săraci și puțin față de puterea și bogăția lor. Și de vom ajunge la un sfârșit rău și va pieri țărișoara asta, va fi spre paguba întregii creștinătăți. Fratele tău, Vlad, nesocotindu-mi strălucirea și puterea, și-a ridicat brațul împotriva împărăției mele. Brațul acela va cădea, lovit de spada mea tot nimicitoare. Tu ești o static aici. Luminația ta, nu te-am trădat niciodată. Nu-i drept ca eu să pierd. Și cel ce te-am înfruntat, oricine ar fi el, să trăiască. Ia 4.000 de spahii. Du-te înainte la Dunăre. Încearcă să-i atragi pe boieri. Spune-le că tu vei domni în locul lui. Să ne trăiești într-un mulți ani, Maria ta. Cine sunteți? Feciorii boierilor trași în țeapă. Și ce vești aduceți? Trecătorii și căpetenile și-au pus la adăpost averile și familiile în mănăstirea Stagovului. Vlad a poruncit să se adune oaste călare și steaguri boierești. O parte din boieri nu vor să lupte alături de el. Ei ne-au trimis. Ceilalți o să se bată pe viață și pe moarte. Unde e acum oastea lui? Noi nu știm. Alăturați-vă oștirii mele, boieri. Doi dintre domniile voastre să plece înapoi. Aceia din boieri care nu vor să lupte să-mi iasă înainte la Târgoviște și să-mi închine țara. Osman! Vrei să câștigi atâta aur cât poți căra în spate? Orice mi-ai cere, voi fi un om bogat. Atași Snagovul și eu ostatici femei, rebătrâni și copii. Du-te! Turcii trec Dunărea, Maria ta! Tunurile acolo în poziții de tragere. Aveți grijă, nu faceți zgomot. Pui de șacal, vrei să le rămân oasele pe aici?
treceți pe la moară. Păi din Valea Seacră și din Vadul Mânzului s-adună acolo. Mergeți lângă Maria sa, ca lumina ochilor să-l păziți. Cu bine, tată. Am poruncit să se ridice întreaga țară. De ce nu-i toată oastea aici? O parte din boieri au nesocotit porunca Măriei tale. N-au venit cu steagurile lor. Iar boierii? Țara, în schimb, s-a ridicat toată. Cu copii, cu bătrâni, toți cei care pot ține mână o sabie, au pornit către tabăra Măriei tale. Șeriga Matei a plecat cu oaste din Buda. Da. A plecat de 6 săptămâni. Și abia la jumătatea drumului. Nu vă mai amăgiți. Nu vom primi niciodată nimic de la nimeni. Însă Oliva a spus voi nădejdea. Atunci de ce le-ai mai trimis? Ca să nu poată spune nimeni vreodată că nu ne-a știut nevoile și primejdile. Și ca să înțeleagă și țara că n-are nimic de așteptat de la nimeni. Nu e prima dată când trebuie să ne înfruntăm singuri primejdea. Seară să treacă toate trupele, în zor pornim spre Târgoviște. Ordinea de marș și obișnuită. Achingii să pornească după pradă, cale de un ceas în stânga și în dreapta ordiei. Cu niciun preț să nu se depărteze mai mult. Ce vrei să-mi spui, Gafar? Lasă-mă, luminate stăpâne, să merg și eu cu achingii. Sunt totuși războinic. Bine, du-te. Dar ai grijă să nu te ucidă. Și acolo. Nicăieri niciun strop de apă, toate pânturile s-o trăvite. Ce poruncești? În 2 zile am pierdut peste 5.000 de achingii. Proviziile s-au sfârșit, oastea suferă de foame și de sete. Să nu se îndepărteze nimeni de ordie. Aduceți apă de la Dunăre. E mai slab decât credeam. Dacă și închipui că mă poate opri așa. A venit vremea. Să nu-i lăsăm să se odihnească. Trebuie să-i hărțuim. Să le zdruncinăm credința în propria putere. Bun! Rezică-te! Rezică-te!
Beck și războinicii lui de un an se leagă aici. Să dăm morților ce li se cuvine. Ionuț Beg, îți mai aduce aminte de Vlad, postul ostatec al tatălui meu? Am stat în preajma lui, stăpân al stăpânilor. Șanțurile cu care își înconjoară tabăra sunt tot mai mici, așa că le putem trece lezne. S-au învățat și cu hărțuielile noastre de noapte. Se trezesc tot mai greu, se sperie tot mai puțin. Îi vom lovi mâine noapte. Deschiderea taberei lor e spre Dunăre. Vârful spre Târgoviște. Oastea regulată, spahii, ienicerii se află aici. Oastea de stânsură, mai mult de jumătate din nordie, aici. E oștirea cea mai obosită și mai înfometată. La prima izbire puternică va fugi. Da, dar în spatele ei oștile regulate se vor așeza în ordine de bătaie. Noi n-avem destulă putere. Știu. Mahomet știe și el. De aceea și-a rânduit așa oastea de strânsură. N-avem sorți de izbândă, măria ta. Faceți cum v-am spus. Și vom birui. Rămâi. Ceea ce se mai cere făcut, nu pot să fac decât eu. Nu e lucrare domnească, dar n-am de ales. Ajută-mă!
Mâine în zor atacăm Târgoviștea pe trei coloane. Uragan Bec, 8.000 de spahii în aripa dreaptă. În centru Alibecu, 20.000 de iniceri. Restul oștirii sub comanda ta în aripa stângă. Am înțeles, stăpâne. Lumineaza-mi mintea, Allah. Îmi se ghicesc planul. Ajută-mi să așez semiluna pe toate turlele bisericilor din țara aceasta. Dumă din biruință în biruință până la capătul pământului. Am să-ți ridic acolo moschee atât de înaltă, încât vârful ei să sprijine luna. Abia atunci visul de aur al islamului va fi împlinit și slava numelui tău a tot cuprinsătoare. Ei, tu! Ce-i asta? Un talisman. Nu vrei să-l cumperi, l-o dau ieftin. Și la ce folosești? Apără de loviturile dușmanului. Hai, la. Am un talisman de vânzare. Îmbrăcat turcește, l-au ucis pe sultan! Le măcelăresc! Ce se întâmplă? Arde cortul sultanului! Dauri, îmbrăcați turcește, l-au ucis pe sultan! Fugiți! Fugiți, patunele! Mine!
mâini! Teama luminăției tale! Am stat în fața morții la Constantinopole, la Belgrad și pe toate câmpiile de luptă ale islamului. Și inima mea n-a tremurat niciodată. Și aseară era să mor ca un câine în somn în mijlocul vostru! Hai să te nemernici! Opriți-i! Mahomet e mort. Cu mâna mea l-am ucis. N-au să mai cuteze. N-au să mai cuteze niciodată. Jumătate din noastre a pierit aici. Jumătate din jumătatea cealaltă fuge spre Dunăre. Nimeni nu se poate opri. Cei care au mai rămas, ieniceri, Spahia, Chingii, au rândurile rărite. Însetați, înfometați, zdruncinați în credință. Trei ceasuri ne mai despart de Târgoviște. Cum poți lua țara unui bărbat care a făcut atâtea lucruri deosebite și care știe să folosească atât de bine puterea și pe supușii săi? Îngropați morții! Întoarcem la Stambul! Atacați Nagovul. Familiile dregătorilor munteni sunt în mâinile mele. Unde le-ai dus? Așa cum ai poruncit, la Brăila. Aurul meu? Așteaptă! Să vii de padișah. Dacă îmi dai oastea de la Brăila, mă voi urca în scaun. Cum ai să izbutești tu acolo unde n-am izbutit eu? Băierii vor trece de partea mea, puncheză și e capul. Încearcă. Măria ta, Mahomet trăiește. L-am văzut cu ochii mei. Trei sferturi din oastea lui Mahomet a pierit. Am izbândit acolo unde nimeni n-ar fi izbândit. Mare biruință, Maria ta!
slăvitul Mahomet, rege al regilor, lumina lumii, vorbește către voi. Nu vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre. Vreau doar să-l alungați pe Vlad și să vă închinați lui Radu, fratele său. Dacă mă veți asculta, oștile mele se vor întoarce dincolo de Dunăre și niciun fir de păr nu se va clinti de pe capetele voastre. Așa să-mi ajute Allah și la tot puternic. Dacă nu, vă voi ucide femeile și copiii și între noi nu va mai fi pace nici când. Ce aștepți, Maria ta? Închinați-vă. Luați-vă femeile și copiii. Eu am să mă prefac că fug peste munți. Pe Radu, duceți-l la Târgoviște. Când veți ajunge acolo, mă voi întoarce pe neașteptate și am să-l ridic într-o țeapă cum nu s-a mai văzut în țara românescă. Am primit o scrisoare de la Radu cel Frumos. Ce vrea? Păgăduiește să ne înapoieze vechile privilegii dacă îl ajutăm să se așeze domn și dacă facem în așa fel ca regele Matia să-l recunoască. Împotriva lui Vlad? Acum, după ce victoria asupra lui Mahomet i-a adus un prestigiu fără egal? E o nebunie. Regele Matia nici nu o să vrea să audă. Ai un slujitor credincios, gata de orice și mai ales să știe să tacă. Ce trebuie să fac? Poți imita scrisul, pecetea și scritura? Ca două picături de apă. Dar nu pot așa. Dați-mi scrisoarea să o copiez. Nu trebuie să copiez nicio scrisoare. Trebuie doar să imit scrisul. Tot una e. Ce trebuie să scriu? Împărat al împăraților și stăpân al stăpânilor, mare emir și mare sultan. Eu, Vlad, voivodul Valahiei, sclavul tău, mă rog cu stăruință pentru iertarea faptelor prin care am păcătuit împotriva puterii și împărăției tale. Cunosc bine Transilvania și Ungaria. Dacă i-ar plăcea maiestății tale, aș putea să-mi răscumpăr greșeala predându-ți Transilvania. Iar când aceasta ar fi în puterea ta, vei putea supune ușor Ungaria. Solii mei îți vor spune mai multe. Imită-i scălitura. Și pecetea. Asta nu e o treabă oarecare. Făcându-mi, am plătit datoria. Cred că mi se cuvine și o răsplată.
Otto. Unde mergem, Maria ta? La Matias Corvin. A ajuns cu oștile sale, dincolo de munți. Trebuie să mergem să-i mulțumim și să-l rugăm să se întoarcă la Buda. Dacă află Radu că stă cu astea la hotarele țării, se sperie și nu se mai apropie de Târgoviște. Aș fi avut măcar două. N-am zidit mănăstiri, nici cetăți. Chipul meu nu va rămâne zugrăvit în ctitorii. Dar am clădit în sufletul țării. E lucrarea cea mai de preț din câte-i sunt date unui domn. Las țara cu adevărat curată. Tot ce era rău întrânsa, am luat asupra mea. Și voi duce cu mine. Du-te la Ștefan. Spune ce s-a întâmplat și care-i planul meu. Să stea liniștit la Suceava. Altfel Radu nu se apropie de Târgoviște și-i păcat ca țapa lui să se legine goală. Maria ta, trimite pe altul. Dacă avea de gând să-i predea lui Mahomet Transilvania și Ungaria, de ce n-a făcut-o de la bun început? Prețul vânzării ar fi fost mult mai mic, majestate. E o nebunie. Toate faptele lui arată că nu-i în toate mințile. Cruzimea lui fără margini, nefirească lui sete de sânge, nu a ales niciodată prietenii de dușmani. Întreaga creștinătate îi cunoaște fără de legile și se cutremură. Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc. Vicecomitele nostru spune adevărul. Dacă nu i-am fi prins pe soli, viața majestății voastre ar fi fost în primejdie. Unde sunt solii? Au murit apărându-se, sire. Oamenii mei pot pune mărturie sub jurământ. Un război cu Mahomed n-ar fi de dorit. Majestatea voastră știe asta. Avem destule încurcături în apus. Scrisoarea e un pumnal pe care Dracula a vrut să-l înfigă în inima creștinătății. Dacă ajungea în mâinile sultanului, Ungaria era pierdută. Nici n-am fi apucat să ne tragem săbiile din teacă. Dați celor spuse de negustori și girul majestății voastre, să putem riposta fără întârziere și fără îndurare. Nu șovăiți, sire. Altfel va trebui să-l primim ca pe un viteaz. Ce poruncește majestatea voastră?